Salut prieteni, astăzi vă voi povesti despre filmul Dallas Buyers Club din 2013. Vizionare plăcută. Un electrician bolnav împreună cu un homosexual vând medicamente ilegale pentru SIDA. Filmul începe cu faptul că eroul principal Ron privește show-ul de rodeo de sub tribune. Ron se învârte cum poate. În afară de locul lui de muncă oficial, el este cowboy al show-urilor. De asemenea, nu se sfiește de jocurile de noroc, pariuri, droguri și orgii nestăpânite. Anume cu asta se ocupă în prima scenă trage praf și se distrează cu două femei. Mai târziu colectează pariuri pe cât de mult timp se va ține pe un taur una dintre cunoștințele sale. Pariul ieșuiază, tovarășul lui aproape imediat cade. Ron fuge de la cei care au pus pariu, dar ei aproape că îl ajung afară. Pentru a scăpa de urmărire, îl bate pe polițist care de fapt este prietenul lui din copilărie, Tucker. Prefecându-se că îl arestează, polițistul îl duce acasă. Când iese din mașină, Ron aproape că leșină, dar zice că totul e bine. Când intră în casă, însă cade și își pierde cunoștința. Așa stă până noaptea târziu. A doua zi, la muncă, el scotocește prin firele electrice și este electrocutat, după care își revine abia în spital. Doi medici îl anunță niște vești cam neplăcute. În afară de urmele de droguri în sângele lui, au fost găsit și HIV, infecție care duce la SIDA. Doctorii se interesează dacă nu și-a injectat droguri sau dacă nu s-a angajat într-o relație homosexuală. Pe tipul obișnuit din Texas îl supără până în adâncul sufletului lui îndoielele în masculinitatea sa. Personalul medical îi oferă o perioadă de 30 de zile maximum. În așa stare, mai mult, nu poți trăi. Ron pleacă cu mândrie din spital afirmând că medicii au făcut o greșeală și au încurcat analizele lui cu altcuiva. Dar la o petrecere cam mai satanică, el se abține de la promiscuitate. Gândurile lui se învârt în jurul diagnosticului. Asta observă prietenul lui Cavboy, căruia Ron îi spune că a fost diagnosticat greșit cu SIDA. Peste câteva minute, eroul se uită la calendar, la numărul 30, fix atâta i-a rămas. A doua zi merge la bibliotecă pentru a afla mai multe despre boală. Nu destul de comună în anul 1985. În același timp, la spital ca de acord vis-a-vis -vis de noile medicamente pentru terapia SIDA, AZT. Realizând amploarea tragediei, Ron revine la spital, cerând să-l vadă Dr. Seward. El însă nu este la spital, dar poate să-l primească Dr. Sex, o femeie. Asta provoacă nemulțumiri bărbatului nepoliticos și dur. Cu toate acestea, merge la consultare și roagă să fie înscris în programul de cercetare AZT. Medicii să nu pot să facă nimic cu asta, înscrierea se face aleatoriu. Unii pacienți vor primi placebo în loc de medicamentele reale. Înțelegând că nu are șanse să ajungă până la sfârșitul studiului fără medicamente, Ron roagă să facă rost de pastile cumva. Medicul poate doar să ofere sprijin psihologic. Supărat și frustrat, Ron merge la barul preferat, unde s-au adunat deja prietenii lui. Ei suspectează că el s-a infectat cu HIV în timpul relațiilor de același sex. Asta nu este binevenit în Sudul Conservator. Situația aproape că se termină cu o bătaie. Eroul jignit merge la adunarea grupului de suport, unde colectează niște pliante despre Sida și aproape că îl bate pe un gay care a pornit discuția cu el. Apoi bărbatul caută consolare în lucruri atât de obișnuite pentru un locuitor al Texasului Club de Striptease, alcool și rugăciuni. Toate combinate. Acolo îl observă pe un asistent medical din spital. Ron reușește să-l convingă să fure o parte din medicamentele experimentale. Ceva timp el ia pastilele furate din peste cap cu whisky și trăgând pe nas praf. Într-un moment dat, livrările au încetat, fiindcă totul a devenit mult mai strict. După ce ia banii pentru ultimul lot, asistentul medical îi dă adresa unui spital din Mexic, unde poate îl vor ajuta. E nervat, Ron vrea să-l lovească pe asistentul medical, dar ratează și cade inconștient. Se trezește din nou în spital după transfuzia de sânge. Medicii se întreabă cum a făcut rost de medicament, dar Ron nu recunoaște. Acolo face cunoștință cu un alt homosexual, Ryan, care este machiat ca un clown. Ryan și el are sida și este subiect de testare, doar că o parte din textile le vin de cunoștințelor bogate. Ron se interesează dacă poate să-i vândă și lui, dar Ryan refuză lui și așa nu ajung. Înțelegând că e plictisitor să stea în pat în așteptarea morții, eroul se externează pe sine însuși din spital și pleacă acasă. Foștii prieteni deja au lăsat niște inscripții jignitoare pe pereți, iar proprietarul a schimbat lacătul. Cu ajutorul puștii, Ron pătrunde în casă, strângând toți banii din ascunzători. Apoi pleacă în Mexic. Pe drum se oprește pentru a plânge. Ajuns la adresă îl găsește pe medicul Ves, care este lipsit de licență și este proprietarul unui spital clandestin. În loc de AZT, el folosește substanțe mai puțin toxice pentru organism. Analizând analizele lui, doctorul îi interzice să consume droguri și îi prescrie vitamine și medicamente mai puțin cunoscute în schimb. Peste 3 luni, eroul nostru se simte mult mai bine. Doctorul îl externează și îi prescrie zalcitabină și Peptida T, anume cu asta a fost Ron tratat în tot acest timp. În Statele Unite, ale Americii nu pot fi cumpărate, fiindcă nu au fost aprobate de FDA. Food and Drug Administration USA, Agenția de Administrare a Medicamentelor din SUA. Atunci Ron înțelege că poate face bani buni cu asta. El cumpără de la Vasa atât de multe medicamente câte îi încap în portbagaj și se întoarce în Texas. El inventează un plan foarte deștept. Se preface a fi preotul celor care sunt bolnavi de cancer. Este reținut, dar reușește să-i convingă pe polițiștii de frontieră că toate medicamentele din portbagaj sunt pentru consum personal, nu pentru vânzare. Pur și simplu, el este atât de bolnav încât are nevoie de foarte multe medicamente. Asta funcționează. Ron merge în locurile aglomerate de homosexuali, oferindu-le medicamente mai eficiente împotriva HIV-ului. Este observat de fostul vecin din spital, Ryan, și el vrea să cumpere o doză mare de medicamente, dar se răzgândește rapid și iese din mașină, considerând că homofobul Ron nu este demn de banii lui. În capul bărbatului din Texas a apărut un conflict între convingerile sale adânc înrădăcinate și interesul comercial, a câștigat desigur că ultimul. Ron îl ajunge de urmă pe Ryan și îi propune un procent din afaceri, dacă îl va ajuta cu clienții. Apoi, ei împreună încep să meargă pe la cluburile de homosexuali vânzând medicamentele ilegale. Afacerea prinde succes și Ron închirează câteva camere de motel ca birou și locuință. Pentru a evita problemele cu legea, el încetează să vândă medicamente și organizează clubul cumpărătorilor din Dallas, organizație caritabilă unde medicamentele se distribuie gratuit doar membrilor clubului, iar abonamentul de membru la rândul său costă 400 de dolari lunar. Două luni mai târziu, afacerea înflorește și clubul se extinde. Între timp, Dr. Sachs în spital a fost convinsă că Ron deja știa despre doctorul Vasa. Medicamentul experimental AZT are efecte toxice asupra pacienților, dar alternative nu există. Doamna doctor de mult îl caută pe Ryan, care de mult n-a venit la consultație. La noua lui adresă, găsește oficiul clubului și pe Ron, care trebuia deja să moară cu câteva luni în urmă. El îi povestește cum ajută oamenii cu ajutorul medicamentelor necertificate, dar doctorul Sachs este total împotriva acestei abordări. Prietenia dintre cei doi se întărește necătând la neînțelegerile din trecut. Ron chiar îl apără pe homosexual când îl întâlnește în supermarket pe un fost tovarăș. Unica cu ce nu este de acord este consumul de cocaină, mustrându-l pe colegul său de nepăsare. Pentru a aranja vizionarea cu medicamente, Ron zboară în Japonia la o fabrică chimică. Necătând la acordul pe telefon, îi se refuză vânzarea unui lot mare, pentru că gen doar pacienții japonezi au dreptul la medicamentele japoneze. Americanul trebuie să inventeze un plan din nou, să angajeze un om de afaceri japonez ca el să facă comanda pentru Ron. După un zbor îndelungat înapoi în America, lui Ron îi se face rău în aeroport. El își injectează medicamentul străin în baie, de la el aproape că îi refuză inima. El din nou este adus la spital la Dr. Seward. Situația este agravată de interesul polițiștilor în vânzarea medicamentelor, fiindcă prima partidă aproape că l-a ucis pe iar vânzarea medicamentelor este interzisă. Tot lotul din bagajul lui este confiscat. Prin căi legale nu poate întoarce medicamentele înapoi, de aia omul de afaceri trebuie să meargă în Europa și Asia. La întoarcere, Ron îi povestește doctorului Sachs cum alege medicamente pentru el și tovarășii săi. Totul e mai bine decât toxicul AZT care a fost aprobat de agenție. Medicamentele din străinătate îi ajută pe bolnavi să-și prelungească viața mai mult decât se așteptau medicii. Apoi o invită la restaurant unde îi povestește despre drumul său de loc ușor și despre lupta cu virusul. Însă popularitatea clubului duce la fapt Faptul că Dr. Savard nu mai are pacienți aproape deloc. El este nevoit să apeleze la cineva după care biroul lui Ron este verificat și îi se confiscă toate stocurile. Asta se întâmplă pe fundalul protestelor prin întreaga țară vis-a-vis -vis de solicitarea de a accelera procesul de aprobare a noilor medicamente pentru tratamentele HIV. Rezultatul însă este fix invers. În martie 1987, FDA a modificat legea, conform căreia oamenii bolnavi pot să ia doar medicamentele prescrise de medici. Astfel de schimbări fac clubul lui Ron ilegal. Acum nu poate să aducă medicamente pentru presupusul consum personal fără rețetă. Înainte de a începe rezolvarea problemei, el îi îi trimite o parte din proviziile sale polițistului Tucker. Îl vor ajuta pe tatăl lui care suferă de Alzheimer. Mai târziu, membrii clubului îi propun lui Ron să se mute într-o casă goală unde va putea să facă un birou absolut gratuit. Ron, fiind într-o situație financiară grea, este bucuros de ajutor. Imediat după ce se mută, Ron și Ryan merg la adunarea grupului de sprijin, unde fac agitație ca toți să se alăture clubului și să nu creadă în farmaciștii care fac publicitate medicamentului AZT, care este toxic, unica substanță Ilegală. După asta, Ryan, care nu mai consumă droguri, merge la tatăl său, care s-a dezis de fiu din cauza că este de altă orientare sexuală. El cere bani de la tatăl său pentru a-și susține prietenul cu care l-a cunoscut boala. După ce primește banii de la partener, Ron merge la Dr. Sex pentru a-i prescrie o rețetă. Dar ea refuză, însă asta nu-l oprește. El pleacă în Mexic, unde cumpără un nou lot de la Dr. Vasa și face rost de un articol despre toxicitatea și pericolul azt -ul. Lui. În timpul zborului înapoi în SUA, el îndeplinește foile de rețete. El le-a furat de la Dr. Sachs când a mers să o viziteze. În aeroport este verificat și printr-o ciudată coincidență numele de familie a tuturor pacienților sunt la fel ca a membrelor clubului Cowboy din Dallas, doar că poliția de frontieră nu are cum să dovedească nimic și Ron este eliberat. Când se întoarce în birou, află că cât a lipsit lui Ryan, i s-a făcut rău, a fost dus la spital unde i s-a injectat AZT. De la el, într-un final, a decedat. Ron îl caută pe Dr. Seward și aproape că îl bate de față cu pacienței, dar paza intervine atunci. Seara se îmbată, astfel pomenindu-l pe prietenul său. După acest incident, Ron desfășoară o companie împotriva FDA, pentru faptul că AZT este forțat și în același timp de comisia în judecată, pentru interzicerea utilizării bolnavilor în stadiu terminal a oricăror medicamente care nici nu au trecut studiile clinice. El împrăștie pleante la întâlnirile grupului de suport, în timp ce Dr. Sachs le lasă pe masă din spital. Din cauza că este ocupat cu treburile organizatorice, Ron uită să se aprovizioneze cu medicamente într-o dimineață află că s-au terminat îi se face rău nu reușește să ajungă nici la graniță când un atac îl ia cu totul poliția îl observă pe bărbatul care rătăcește pe stradă Tyker însă îl recunoaște pe tovarăș acasă injectează o doză din cutie care a fost destinată tatălui său peste jumătate de an în San Francisco are loc ședința de judecată a lui Ron împotriva FDA, recunoscând dreptul bolnavelor de a lupta pentru viața și lipsa de logică a Comisiei FDA, judecătorul însă nu poate să treacă peste lege și cererea lui Ron este refuzată. Ron se întoarce la Dallas, unde îl așteaptă oamenii pe care îi ajută să supraviețuiască. Personal lui i s-a permis să cumpere peptidate pentru consumul personal. Această substanță l-a ajutat să mai trăiască ceva timp și chiar să participe la rodeo. Încercarea de a se menține pe taurul care sare în sus este imaginea cu care se termină filmul. Apoi, creditele finale informează spectatorii că Ron Woodruff a murit de SIDA pe 12 septembrie 1992, șapte ani după ce a fost diagnosticat cu HIV, în ciuda faptului că medicii i-au dat maxim șapte zile. În loc de o lună, s-a luptat cu boala aproape șapte ani, în același timp ajutându-i și pe ceilalți care sufereau. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și la ce filme ați dori să facem rezumat în episoadele noastre următoare. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul și puneți un like. Pe curând!